anul 2004, cei de la Hollywood au produs un film cu titlul Zbor de fluture. Cum aveți două informații interesante, că este un film numit Zbor de fluture și că păstorul dumneavoastră se uită la filme, ca atare puteți să mergeți să-l vizionați și, și voi. Filmul acesta are ca și premiză în scenariu, care de altfel este și titlul filmului, această teorie de zborul fluturului sau zborul de fluturi. Idee care se regăsește de-a lungul istoriei literare peste tot și chiar și în lumea filosofiei și în lumea științifică, și anume ideea că cele mai neînsemnate acțiuni, cum ar fi zborul unui flutur, are efecte imense și profunde când este privit într-un lanț cauzativ, într-un sistem închis. Da? Adică în lumea în care noi trăim, filosofic, teoretic, matematic, științific vorbind, este un sistem închis. Nimic nu dispare sau apare pur și simplu. Da? Odată ce Dumnezeu a creat acest univers, el este conservat. Da? Și legile fizicii ne spun acest lucru, materia este conservată. Eu dacă distrug telefonul, da, îl bag pe foc, el nu dispare, ci el se transformă în altă formă, în energia care emană prin ardere și așa mai departe, rămâne și ceva cenușe. Dar nimic nu poate fi, până la urmă, într-un sistem închis, cum este lumea în care noi trăim, lumea materială, nu poate ca să dispară pur și simplu. Și acest fenomen spune că într-un asemenea sistem, orice schimbare mică, oricât de nesemnificativă pare, luată din punct de vedere cauzativ, schimbă soarta întregului sistem. Da? Chiar dacă este vorba de zborul unui fluture. Orice eveniment, orice întâmplare, dacă se întâmplă altfel, cauzează schimbări profunde. Numele acestei teorii, zborul de fluture, teoria este mult mai veche, dar ideea acestui concept, numele dat ei, provine de la Edward Lawrence, care a studiat meteorologia și a ajuns să descopere că în lumea meteorologică, da, studiind vremea și anotimpurile și fenomenele naturale a vremii, a ajuns ca să descopere că evenimente de proporții gigantice, imense, cum ar fi o tornadă sau un tsunami, sunt dependente de cauze minuscule, cum ar fi zborul unui fluture. Că dacă mergi pe lanțul cauzativ, poți ca să-ți dai seama că un anumit eveniment meteorologic, gigantic fiind, este dependent de niște cauze deosebit de nesemnificative, cum ar fi o pasăre care își întinde aripile și mută un val de aer care declanșează altceva, care declanșează altceva, care declanșează altceva, care declanșează un tsunami sau o tornadă. Da? Și el, studiind aceste fenomene, ajunge la această idee că zborul unui fluture poate și este responsabil într-un fel, ca și o parte din lanțul acesta cauzativ, la fenomenele cele mai mari. Altfel spus, dacă acel fluture n-ar fi zburat în acel moment, în acel loc, în acel fel, tot lanțul se rupe și acel eveniment nu s-ar fi întâmplat. S-ar întâmpla un alt eveniment. Marinarii au acest concept a unei furtune perfecte. O furtună care este deosebit de devastatoare este atunci când diferiți curenți de aer și atunci când marea și cerul și toate se comportă în așa fel încât să se întâlnească într-un loc, într-un fel, într-un timp, să cauzeze un dezastru perfect. Și dacă oricare dintre acele elemente, oricare dintre acel curent de aer sau presiune sau temperatură, dacă ceva ar fi un pic diferit, acel eveniment catastrofic nu s-ar petrece. Lucrurile mari au ca și cauză sau au ca și parte din lanțul cauzativ lucruri care par nesemnificative. Filosofic și științific vorbind, o singură schimbare în lanțul cauzativ al istoriei umane va schimba toată istoria. O singură schimbare în acest lanț numită existența noastră va schimba toată istoria.
Și pentru cei dintre noi care suntem creștini, asta automat ne duce cu gândul la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a creat această lume și a luat anumite decizii și a luat anumite acțiuni în a crea această lume și a luat anumite decizii și acțiuni, acele acțiuni și acele decizii sunt determinante pentru întreaga istorie a existenței noastre. Da? Dacă Dumnezeu a acționat în a crea acest univers, El a pus în mișcare un lanț cauzativ care determină istoria așa cum experimentăm noi. Noi știm că Dumnezeu nu doar că a creat, noi știm că Dumnezeu și intervine în cadrul istoriei. Biblia ne spune că Dumnezeu nu doar a creat și s-a retras din istorie și prin acel act incipient a hotărât mersul lumii, da? N-a fost doar zborul inițial de fluture, n-a fost doar cauza inițială. Biblia ne spune că Dumnezeu este activ în a menține tot ceea ce se întâmplă în universul creat de El. Biblia ne spune că toate lucrurile au fost create prin El și toate lucrurile se țin prin El. El este implicat în mod direct și El este în control în mod direct. Toate evenimentele, fie mici, fie mari, în acest lanț care duce la scopul final al istoriei, sunt sub controlul lui Dumnezeu. R.C. Sproul spunea că nu există molecule răzvrătite în universul creat de Dumnezeu. Fiecare moleculă, fiecare particolă, fiecare planetă, fiecare om are un rol determinat de Dumnezeu ca să ducă această istorie a existenței la finalul hotărât de Dumnezeu, în felul hotărât de Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu nu ar interveni în mod constant, unii ar spune, da, Dumnezeu într-adevăr a intervenit când a creat și mai intervine, vedem în Sfintele Scripturi, în anumite locuri în istorie. Dar nu intervine în mod constant. Chiar dacă nu ar interveni în mod constant, toți putem fi de acord, cel puțin toți creștinii, că Dumnezeu a intervenit în istorie. La un moment dat a intervenit. A intervenit în viața lui Rut, a intervenit în alte locuri în Biblie, a intervenit. A coborât din cer, dacă vrem să vorbim așa, și s-a implicat în istorie. Și conform științei și conform acestui concept filosofic, dacă Dumnezeu a intervenit odată, a schimbat și a determinat mersul istoriei pentru totdeauna. Da? Intervenția lui Dumnezeu este în felul acesta cauzativă. Dacă Dumnezeu a intervenit și dacă intervine de-a lungul istoriei, la fel ca și acel fluture când își mișcă aripele și influențează direcția tornadelor, la fel Dumnezeu prin intervenția Lui influențează direcția universului. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu schimbă cursul istoriei într-un mod esențial. Diferența între fluturile care zboară și cauzează un eveniment natural și Dumnezeu care intervine în istorie este că Dumnezeu este atotputernic și atotștiutor. El nu este inconștient de ceea ce face. Când Dumnezeu hotărăște să intervină, El știe exact ce se va întâmpla în istoria existenței și a universului. Când El schimbă un singur lucru, când El se atinge de un singur factor, El știe toate ramificațiile care decurg de acolo. Și în momentul acela, când El hotărăște să cadă o singură pasăre de la cerul, când El permite ca să-ți cadă un păr, El știe cum acea pasăre este legată de tot ceea ce se va întâmpla. Și că când acea pasăre cade, pentru că Dumnezeu a hotărât, istoria așa cum o cunoaștem noi este schimbată odată pentru totdeauna. Cele mai mici evenimente în care intervine Dumnezeu sunt responsabile pentru cele mai mari, care noi spunem că sunt întâmplări naturale. Dumnezeu care este atotputernic și atotștiutor știe orbita fiecărui electron în jurul unui nucleu. El știe gândurile tale înainte să ajungă pe limba ta, ba înainte ca să ajungă în mintea ta. Dumnezeu știe ceea ce vei gândi înainte ca tu să o gândești. Dumnezeu știe absolut totul.
și Dumnezeu influențează absolut totul. Vezi, dragii mei, dacă Dumnezeu a intervenit în istoria umană, Dumnezeu a determinat istoria umană. Și nimeni nu poate nega că Dumnezeu a intervenit în istoria umană. Existența care noi o trăim, în mod ultim, este determinată de actul creativ al lui Dumnezeu și de intervențiile lui în lumea noastră. Și Biblia ne învață că intervenția lui Dumnezeu în lumea noastră este una constantă. Apostolul Pavel ne spune că în El noi avem viața și mișcarea noastră. Tot ceea ce e nevoie ca Dumnezeu să schimbe ceva este să oprească viața sau mișcarea noastră care depinde total de El. Este să spună, vrei să te duci încolo? Dar eu nu o să-ți permit, pentru că mișcarea o ai în mine. Existența o ai în mine. Da? De la cele mai mici la cele mai mari lucruri. De la dorința ta să te trezești mâine dimineață să mergi la lucru care poate fi întârziată sau oprită de Dumnezeu, în mod foarte simplu pentru Dumnezeu. De la dorința unui dictator să omoare 6 milioane de oameni, care Dumnezeu îl poate trăzni pe loc când are acel gând și să nu se mai trezească mâine. Toate lucrurile stau în mâna lui Dumnezeu. Și deciziile care sunt luate de Dumnezeu determină cursul istoriei. Întrebarea este ce are de a face acest fenomen cu Rut capitolul 4. Nu este Rut capitolul 4 despre Rut și Boaz și Naomi și acest alt potențial răscumpărător? Ba da, este și despre asta, dar este despre ceva mult mai important și mult mai profund. Rut capitolul 4 este unul dintre acele momente când Dumnezeu ridică cortina să vedem puțin din tainele Lui, din felul în care El lucrează prin providența Lui, să înțelegem un pic despre felul în care universul acesta funcționează, să luăm un pas înapoi și să înțelegem că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, că există cineva care cârmuiește istoria, care este în control peste cele mai mici și neînsemnate și până la cele mai mari și importante evenimente din viața și din istoria noastră. Rut capitolul 4 este un asemenea text. Și nu e așa că fiecare dintre noi când pune mâna pe o carte avem tendința să mergem la final, să vedem cum se termină. Parcă nu avem răbdare, să vedem cum personajele din această carte se dezvoltă, să vedem cum problemele care le au se rezolvă. Avem această tendință să sărim. Mai ales dacă e o carte lungă și citim și ne întrebăm oare o să se sfârșească așa fericit, oare o să se căsătorească la sfârșit, oare tot o să fie bine. Poate că ar fi bine să mă uim așa în ultimul capitol. Când am fost în concediu, înainte să plecăm în concediu, am cumpărat la Casey două cărți. Două cărți care eu le-am citit când am fost tânăr, cărți care m-au influențat destul de mult, una dintre ele despre scrise de George Orwell, Ferma animalelor, un comentariu de altfel foarte subtil și voalat despre comunism. Este scris ca să pară o poveste despre niște animale pe o fermă care vor să se emancipeze de dictatura care există pe această fermă. Și o altă carte, Of Mice and Men, despre șoareci și oameni se numește. Este o carte tristă, dar o carte de asemenea foarte profundă și pe înțelesul unui copil mic, la un nivel, la un palier, dar cu foarte multe lucruri profunde în ea. Și Casey m-a întrebat despre ce-s cărțile astea. Și i-am zis așa, pe mare, și a zis, bun, dar ce fel de carte e? Sunt un pic cam triste. Sfârșitul cărților nu sunt așa roz bombon, sunt triste. La sfârșitul unei cărți, de exemplu, personajul principal moare. A fost extrem de reticentă să citească aceste cărți. A trebuit ca să mă rog de ea, a trebuit să o implor. Până la urmă, doar la cuvântarea lui Anca, până la urmă a convins-o că trebuie să citească aceste cărți. De ce? Știa care este sfârșitul, știa că nu este un sfârșit ideal, știa că va provoca tristețe pentru ea citind aceste cărți. Și de multe ori avem și noi această tendință. Vrem ca să ne asigurăm că sfârșitul va fi fericit. Vrem să știm de la început, când începem să citim cartea Rut, ce se va întâmpla cu Naomi, ce se va întâmpla cu Rut, cum se va sfârși această istorie, această poveste. Așa că haideți să sărim prima dată la sfârșit
Să vedem că totul este în regulă, să vedem că totul cu Rut și Naomi și Boaz se rezolvă până la urmă, după care să sărim înapoi la începutul capitolului și să vedem cum toate aceste lucruri se întâmplă și cât de importante sunt. Boaz, versetul 13, a luat-o pe Rut, care i-a fost nevastă. Și el a intrat la ea, Domnul a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis lui Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Da? Asta înseamnă că a grijit de el. A fost bona lui. Nu pur și simplu a zis, ce fain nepot am eu. Nu, l-a îngrijit. Asta este plăcerea și datoria bunicilor. Da? Și a văzut de el. Vecinile i-au pus nume zicând. Un fiu s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Da? Deci sfârșitul cărții Rut este un sfârșit ideal, un sfârșit în care lucrurile se restaurează, Rut se recăstorește, există un copilaș, oriunde există un copilaș nou născut, este bucurie, toată lumea este în euforie, trec toate problemele, nu mai există, este copilaș în casă, totul este fericire. Și într-un fel este așa. Copiii ne reamintesc că există reînnoire, există renaștere, există viață care continuă, da? Dacă mormântările ne întristează și ne face să reflectăm asupra finalității noastre, copiii ne fac să întinerim, ne fac să gândim că există o speranță. Acum, pentru cei care nu cunosc istoria biblică, finalul acestei cărți pare fericit, dar nu extrem de dramatic. Da? Pur și simplu, această femeie se recăstorește, ei au un fiu care are un fiu, care are un alt fiu, mare lucru, asta e viața, cercul vieții, știi, ca la Lion King, toate lucrurile merg înainte, da? Dar, dacă știi că dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a întocmit un plan. Și dacă realizezi că ceea ce s-a întâmplat în aceste 4 capitole a fost o verigă care a fost pusă acolo de Dumnezeu, fără care planul ar fi eșuat. Sfârșitul cărții ia un total alt înțeles. Dacă înțelegi că în acest plan al lui Dumnezeu, El a creat o lume perfectă, cu creaturi după chipul și asemănarea Lui, care erau să se răzvrătească împotriva Lui, ca El să-și arate dreptatea prin pedepsirea lor și mila și dragostea prin răscumpărarea unora dintre ei. Dumnezeu a ales să salveze din mijlocul acestei lumi decăzute un popor pentru gloria numelui Său. Dar pentru ca aceasta să fie realizabil, a trebuit plătit un preț. Această lume care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, conform planului, nu poate fi răscumpărată decât dacă se plătește un preț. Există o datorie. Și singura plată suficient de valoroasă pentru a plăti această datorie este viața Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Conform planului, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se întrupeze și să trăiască o viață perfectă, ca să răscumpere tot ceea ce i-a fost dat din partea Tatălui prin jertfa Lui la Golgota. Iar acest Fiu întrupat trebuia să se nască, fără discuție, la Betleem și trebuia ca să fie Mesia, fiul lui David, adică din linia descendenților a lui David. Ăsta este planul. Niciun alt copil nu ar putea ca să stea în locul Domnului Iisus Hristos, cel născut în Betleem, născut din fecioară, născut din linia lui David. Dumnezeu, punând acest plan în mișcare, dinainte de întemeierea lumii, se obligă ca să ducă acest plan la realizare. Și istoria omenirii, veșnicia ta, depinde de împlinirea acestui plan. Ceea ce se întâmplă la sfârșitul capitolului 4 este că realizăm, este dezvăluit pentru noi că Dumnezeu s-a ocupat timp de aceste 4 capitole să nu lipsească o verigă din acest plan realizat de El. Dacă Rut n-ar fi fost răscumpărată de Boaz, dacă ei n-ar fi avut un copil, atunci linia descendenților a Domnului Iisus Hristos ar fi fost incompletă.
ai fi zis mai mare lucru. Câte văduve n-au rămas nerecăsătorite în lumea antică? Câte văduve n-au fost omorâte? Câte văduve n-au rămas fără copii? Și totuși este de importanță globală, eternă, ca această văduvă Rut să ajungă împreună cu soacra ei la Betleem, să fie răscumpărată nu de orice bărbat, ci de acest bărbat, să aibă un copil, acest copil să fie bunicul lui David, care este pe linia Domnului Iisus Hristos. Prin el să vină Mesia, fiul lui David, răscumpărătorul nostru. Vedeți? În acest moment, în cartea Rut, în acest moment în istorie, stă în cumpănă toată istoria umană, toată veșnicia ta. Dacă cartea Rut nu s-ar terminat cum s-a terminat, dacă sfârșitul cărții ar fi fost altul, nu știu dacă ați văzut, eu în liceu îmi plăceau foarte mult, erau niște cărți care se intitulau Alegeți propriul sfârșit. Erau niște cărți scrise în care autorii te lăsau la diferite capitole ca să alegi tu o anumită direcție din carte. Ajungeai la sfârșitul un capitol și personajul principal se afla la o răscruce de drumuri. Și tu trebuia să alegi. Dacă vrei ca Iosif să meargă la facultate, du-te la pagina 150. Dacă vrei să rămână cu gașca lui de prieteni și să meargă în lume, du-te la pagina 170. Și dacă alegeai o cale sau alta, ajungeai la un final diferit. Evident că toți cei care citeau până la urmă ambele variante ca să vadă ce se întâmplă, da? Dar înțelegem că dacă sfârșitul cărții Rut ar fi fost altul, dacă acest răscumpărător ar fi dorit să o răscumpere pe Rut, din perspectiva umană ai zice, s-a rezolvat problema, nu? S-a rezolvat problema. Rut a fost răscumpărată de acest om, nu Boaz, da? Problema lui Rut a fost rezolvată. Rezultatul ar fi fost catastrofic. Nu catastrofic ca o tornadă sau ca un tsunami. Catastrofic ca și o omenire întreagă aruncată în iad. Pentru că Rut cu Boaz nu s-ar fi împreunat și n-ar fi avut pe copilul Obed care să fie pe linia Domnului Iisus Hristos. Istoria ar fi fost falimentată prin acest faliment ca această femeie să fie răscumpărată de acest bărbat. În cumpănă, din punct de vedere omenește vorbind, pare să stea toată istoria. Filosoful Johann Gottlieb spune la un moment dat, nu ai putea elimina o singură boabă de nisip din acest univers fără a schimba în mod esențial și inumerabil întregul, adică rezultatul final. Ce zice acest om? O singură boabă, o singură moleculă, dacă ar fi alterată, dacă ar fi schimbată, dacă ar fi înlocuită, dacă ar fi absentă din întregul acesta care noi îl numim universul, existența, istoria. Tot ceea ce noi știm ca și adevărat astăzi n-ar mai fi adevărat. S-ar schimba în mod radical. În filosofie și în știință există această teorie a universelor paralele. Ideea este că există o infinitate de existențe. Și fiecare este un pic doar diferit. Un pic doar diferit. În altă existență, diferența este că eu am părul blond. Eu am avut părul blond când am fost mic, da? Și zicea, e mare lucru că Mihai nu a rămas cu părul blond cum era când era pitic. Am și o poză aici la biserica numărul 1, în față la amvon, cu Biblia, cu părul blond. Nu știu, n-a fost ultima dată când am văzut amvonul de la numărul 1, l-am mai văzut, dar în ultimii 2 ani nu l-am mai văzut. Ce era mare lucru? Dacă îmi rămânea părul blond. Păi dacă îmi rămânea părul blond, da, viața mea era schimbată în toate felurile. Personalitatea mea era diferită. De ce? Păi oamenii se raportează diferit la oameni după cum arată. La unul cu părul blond te raportezi într-un fel, la unul cu părul șaten într-un fel. Asta ar fi schimbat caracterul meu, asta ar fi schimbat personalitatea mea, asta ar fi schimbat cu ce fată m-am căsătorit, asta ar fi schimbat ce copii aș fi avut, asta ar fi schimbat dacă aș fi ajuns în România să păstoresc această biserică. Adică, prin simpla schimbare că Mihai în universul ăsta alternativ a rămas cu părul blond și nu i s-a schimbat părul la ce culoare mi-e acum, în ultima vreme e din ce în ce mai alb, toată lumea aceasta, toată existența a mea și a altora prin mine și prin interacțiunea cu mine este de fapt un alt univers. Nu l-aș putea recunoaște. Dacă eu m-aș duce în acea lume, aș zice, ce se întâmplă aici? Și aș întreba, care-i diferența?
Păi diferența e că în 1984 s-a născut un băiat numit Mihai cu părul blond și în 1989 nu i s-a mai schimbat părul, a rămas blond. Păi, pentru atât? Pentru atât. Pentru că orice schimbi, orice verigă schimbi, în lanțul acesta infinit de cauze în istoria umană, schimbă absolut tot. Filosofii înțeleg lucrul acesta, oamenii de știință înțeleg lucrul acesta și Biblia ne explică lucrul acesta. De aceea este esențial ca Dumnezeu, ca să fie suveran, cu adevărat suveran, peste absolut tot, pentru ca viitorul tău și pentru ca veșnicia ta să fie sigură. Ele depind de această realitate a unui Dumnezeu în control. De la nivelul molecular până la nivelul cosmic, Dumnezeu trebuie să fie în control, ca existența ta să fie certă și sigură și ca lucrurile să meargă conform planului determinat de Dumnezeu. Toți vrem ca planul lui Dumnezeu să fie realizat când vine vorba de răscumpărarea noastră, când vine vorba de veșnicia noastră trăită în fericire împreună cu El. Realizează că acea veșnicie este dependentă de un Dumnezeu care controlează absolut tot din viața ta. Nu poți ca să ai siguranța veșniciei dacă un Dumnezeu absent în viața de zi cu zi. Înțelegi? Ele două sunt dependente. Dumnezeu nu ar putea ca să garanteze acea veșnicie, acel final, dacă nu este în control pe fiecare verigă din acest lanț. John Piper zicea că doctrina suveranității lui Dumnezeu este absolut esențială pentru supraviețuirea unui creștin într-o lume aparent nesigură. Zicea el, dacă Dumnezeu nu este în control asupra tuturor lucrurilor, atunci cum pot eu să-L cred pe Dumnezeu? Când El ne spune, de exemplu, în Romani, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cum știu că toate lucrurile lucrează dacă El nu este în control asupra tuturor lucrurilor? Cum știu că toate lucrurile până la urmă sunt lucrate de Dumnezeu spre binele meu, spre răscumpărarea mea, spre sfințirea mea, spre păstrarea mea, dacă Dumnezeu pur și simplu intervine de când în când și dacă celelalte sunt lăsate la voia întâmplării? Dacă Dumnezeu nu ar fi deplin în control peste toate lucrurile, El nu ar putea face o asemenea promisiune. El nu ar putea să-ți promită că toate lucrurile lucrează spre binele tău dacă El nu le controlează. Cum știe El că toate lucrurile vor lucra spre binele tău dacă El nu le controlează? Cum îți poate garanta? Dacă unele dintre acele lucruri care pur și simplu se întâmplă de la sine nu lucrează spre binele tău. Dar pentru că El este un Dumnezeu suveran, pentru că El este un Dumnezeu care controlează de la molecule până la galaxii, El poate ca să-ți facă această promisiune și poți sta liniștit în baza acestei promisiuni că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează toate lucrurile. Nu este o doctrină tangențială. Nu este un aspect al dumnezeirii care este mai puțin important. Este singura metodă și singura realitate care te va păstra, care te va face să supraviețuiești atunci când viața din jurul tău pare haotică. Atunci când toate par scăpate de sub control, trebuie și poți să-ți amintești că toate sunt de fapt în controlul unui Dumnezeu suveran, în controlul unui Dumnezeu care duce toate lucrurile spre acest punct culminant, final. Vedeți? Și promit că încerc să termin introducerea acestui mesaj. Vedeți, punctul focal al cărții Rut nu este ca noi, cei care citim, să vedem incertitudinea vieții. Să ne uităm la finalul cărții și să ne punem întrebarea, vai, dacă s-ar fi terminat altcumva. Să stăm cu inima în gât și să zicem, dacă nu s-ar fi întâmplat cum am citit aici. Îți dai seama că tot ceea ce era nevoie ca noi toți să fim sortiți pierzării era ca Rut să meargă în alt ogor? Fantastic! Ce incertă este viața! Nu ăsta este scopul cărții? Scopul cărții este să ne dezvăluie nouă certitudinea vieții. Să vedem că lucrurile nu stau în cumpănă. Să vedem că universul nu stă să vadă ce se va întâmpla și încotro să o ia. Să vedem că de la lucrurile cele mai mici
până la lucrurile cele mai mari și de fapt cele mai mici influențează cele mai mari. Dumnezeu le direcționează pe toate, încât la capitolul 4, în ultimele versete, când vedem că aceste evenimente au condus la nașterea lui David, care conduce la nașterea Domnului Iisus Hristos, înțelegem că nimic din această carte n-a fost la voia întâmplării. Nu plecarea lui Naomi în țara Moabului, nu întoarcerea ei împreună cu Rut, putea să vină Orpa cu ea și nu Rut. Oricare verigă nu era exact la locul potrivit și la timpul potrivit. Cartea se termină altfel și viitorul tău este sortit pierzării. Scopul nu este să stăm în suspans. Scopul nu este să ne întâmplăm, să ne întrebăm oare ce-ar fi fost, ci să realizăm că toate lucrurile sunt sigure în mâna unui Dumnezeu suveran, care hotărăște cine cu cine se căsătorește, care hotărăște cine moare și cine trăiește, când, până la cele mai minuscule lucruri din viața ta, cele mai mici detalii ale acestui univers, sunt hotărâte de Dumnezeu, ducând planul său la bun sfârșit, după buna plăcere a voii sale. Acum, întrebarea va fi, ca și paranteză, păi stai un pic. Dacă Dumnezeu hotărăște toate aceste lucruri, toate aceste lucruri, nu este El până la urmă Cel care hotărăște cine va fi mântuit, cine nu va fi mântuit, cine va crede, cine nu va crede, cine va face cu tare sau nu va face cu tare? Ba da. Ba da. Dumnezeu este Cel care prin toate deciziile luate, prin tot ceea ce a lucrat, a hotărât ca Rut să fie acea care să creadă și să fie credincioasă față de soacra ei și să meargă în țara, în țara lui Dumnezeu și să părăsească Moabul. Ce a hotărât că Rut s-a căsătorit cu bărbatul care s-a căsătorit și n-au inversat soții? Ce a hotărât? Întâmplarea? Ce a hotărât că Naomi s-a dus în țara Moabului? Întâmplarea? Ce a hotărât? Păi zice, soțul Naomi. Și el de ce a hotărât? Foametea. Și foametea cine a hotărât-o? Dumnezeu. Și când a hotărât-o Dumnezeu, a știut ce va face Elimelec. Pe a știut. Și a știut ce vor face copiii lui Elimelec după ce Dumnezeu i-a luat viața. Pe a știut. Și a știut cu ce fată se vor căsători. Pe a știut. Da? Și când mergi pe lanț îți dai seama că Dumnezeu este Cel care a hotărât. Și totuși Orpa alege în mod liber să o părăsească pe Naomi, să dezică de Dumnezeu, să întoarcă înapoi în Moab și este răspunzătoare pentru acest lucru. Dumnezeu este suveran peste absolut tot și noi, ca și creaturile Lui, suntem responsabili pentru deciziile noastre, care sunt ale noastre. Și El este în control peste deciziile Lui, care sunt ale Lui. Dacă ești un copil răscumpărat al lui Dumnezeu, asta este cea mai bună veste din univers pentru tine. Să știi că nimic din viața ta nu este la voia întâmplării. Nimic. Nu credința ta, nu familia ta, nu mântuirea ta, nu ziua de mâine, nu sfârșitul vieții tale. Asta este cea mai bună veste dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Pentru că tu știi în a cui mână stai, tu știi cine este răscumpărătorul tău. Și vezi, zice ca și Rut, facă-mi Domnul ce vrea El. Eu mă duc cu tine și Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, sau poate dacă ești un copil încă imatur, este cea mai deranjantă doctrină. Dorința autonomiei, dorința autodeterminării este așa de puternică. Este dorința adamică, dorința Evei, dorința Satanei. Fiecare dintre ei au vrut ca să fie ca și Dumnezeu. Să hotărască ei în mod definitiv și cauzativ. Să nu li se mai spună din partea lui Dumnezeu cum stau lucrurile. Și această pornire adamică, satanică de fapt, există în cărmădularele noastre. Și când auzim că Dumnezeu este Cel care hotărăște toate lucrurile, dacă nu suntem mai Lui, sau dacă nu-L cunoaștem pe deplin, firea noastră este extrem de deranjată. Dar dacă suntem mai Lui, respirăm ușor, pentru că cunoaștem pe acest Dumnezeu care controlează toate lucrurile, care ne iubește, care ne promite că ele lucrează spre binele nostru. Bun, până aici introducerea pentru capitolul 4.
Vestea bună este că terminăm Cartea Rut în seara aceasta, cu ajutorul Domnului. Capitolul 4 începe acțiunea acestui capitol la poarta cetății. Un loc foarte semnificativ, pentru că era locul unde se rezolvau practic toate problemele de afaceri, juridice, în această societate. Dacă era o problemă de rezolvat, nu știu, vânzarea unui ogor, se mergea la poarta cetății, un fel de a merge la primărie, da? Și acolo bătrânii cetății rezolvau aceste probleme și, cum vedem în textul nostru, slujeau de martori la aceste tranzacții și oricând apărea o problemă, se putea mergea înapoi la poarta cetății și zicea: hei, tu mi-ai dat ogorul ăsta, eu ți-am dat banii ăștia, acum zici că nu ți l-am dat. Cum e? Păi uite aici, martorii au fost de față, totul a fost făcut oficial, am fost la notar, cum s-ar spune, da? Era locul unde se rezolvau toate aceste probleme. Era un fel de primărie sau de tribunal în această cetate și în societățile acestea antice. Și este aici unde începe acțiunea noastră. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: hei, cutare, apropie-te, stai aici! Și el s-a apropiat și s-a oprit. Este foarte interesant faptul că acest potențial răscumpărător nu este menționat pe nume. Cu siguranță că se cunoaște cine este. Cel puțin autorul cărții ar fi cunoscut, da? Pentru că cunoscând toată istoria lui Boaz, cunoscând toate relațiile de familie și acesta fiind din familia lui Elimelec, la fel ca și Boaz, era foarte ușor, chiar dacă nu știa numele lui, să afle cine. Eu cred că autorul, în mod intenționat, omite acest detaliu ca să ne focalizeze asupra ceea ce este important în narativul nostru. Important nu-i potențialul acesta răscumpărător. Important este Boaz și Rut, da? Boaz și Rut. Dacă Boaz și Rut nu rezolvă problema, problema nu se rezolvă. Și numele lui nu este dat ca să ne focalizeze pe această realitate. Boaz îl înștiințează pe acest om, pe acest potențial răscumpărător, despre situația lui Naomi și îi spune. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății, aceștia martorii, da? Și le spune: ședeți aici. Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să spun: cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare. Și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns: o voi răscumpăra. Mai într-o dată, parcă suntem, dacă n-am ști finalul, ar fi un moment de suspans. Cum adică o va răscumpăra? Toată telenovela asta despre Rut și Boaz. Acum o să ajungă la altul. El își arată dorința în fața acestor 10 bărbați, care sunt acolo ca și martori, da? Confruntat cu această posibilitate de a răscumpăra pământul lui Naomi. Și inițial, omul acesta se arată interesant. Ba spune: voi rezolva problema. Nu nicio problemă rezolv, eu problema plătesc și o voi răscumpăra. O voi răscumpăra acest teren. Dar după aia, după ce Boaz îi spune toată povestea, își schimbă părerea. Boaz continuă. Boaz a zis: în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomi, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce va avea drept de răscumpărare a răspuns: nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Ce s-a întâmplat? S-a sucit numai omul acesta? Ce s-a întâmplat când aude restul detaliilor prezentate de Boaz? Omul acesta avea resursele financiare necesare pentru a răscumpăra acest teren. Naomi vânduse terenul, da? Și vânzând terenul, practic vinde ultima avere a familiei ei. Și acum, în societatea lor, familia ei, moștenirea lor, numele familiei este cum ar fi inexistent.
Da? Elimelec, copiii lui, nu mai au acum nimeni ca să-i moștenească, este o mare rușine și o mare problemă. Răscumpărătorul are dreptul ca să meargă la cel care a cumpărat terenul și să zică, după legea din poporul nostru, eu pot ca să răscumpăr acest teren, această avere, această moștenire. Da? Dar are responsabilitatea ca să poarte înainte și moștenirea fratelui său care a murit. Cum? Căsătorindu-se cu soția care a rămas ca și urmaș. În acest caz este Rut. În acest caz este Rut, da? Și omul acesta își face un calcul și realizează cum stau lucrurile. Realizează că dacă o ia pe Rut și Boaz îi explică, o iei pe Rut, continui linia fratelui nostru și el realizează în acel moment că averia care provine din această moștenire va merge la copilul care el este obligat să-l facă cu Rut. Și zice, stai un pic. Eu fac lucrul acesta până la urmă, dar nu profit nimic. Iau toată averia asta, dar până la urmă trebuie să plătesc datoriile la aceste femei, după aia trebuie să le întrețin pe ele și când tot e terminat, trebuie ca să dau averia asta drept moștenire copilul lui Rut. Până la urmă care este și copilul lui, dar în gândirea lor era copilul fratelui său. Da? Îl avea împreună cu Rut ca să continue numele fratelui său. Da? Și el își face un calcul și zice, eu n-am nimic de câștigat din toată afacerea asta. N-am nimic de câștigat. Decât multă durere de cap. Eu trebuie să le achit datoria, eu trebuie să le întrețin și la sfârșitul zilei, familia mea nu câștigă nimic. Și în momentul acela spune, n-am nevoie. Pe lângă asta, Rut este o moabită, mi se pare chiar, lumea zice că e o fată de treabă, dar totuși este o moabită, nu mi se merită. Și renunță. Renunță, zice, n-am nimic de câștigat. De aici înțelegem că singura motivație care ar putea exista pentru cineva să răscumpere pe Naomi și pe Rut este dacă o iubea pe Rut. Nu exista un câștig omenește vorbind. Exista o datorie mare și exista o responsabilitate mare. Și omul acesta, deși inițial este atras de potențialul de a face un business bun, până la urmă zice, n-am nevoie de bătaia asta de cap care nu are niciun câștig, are doar datorii și responsabilități. Și pentru că nu o iubea pe Rut, renunță la dreptul lui de răscumpărare. Singura motivație să răscumpere acest pământ al lui Naomi ar fi dacă ar fi iubit-o pe Rut. Altfel pentru el, pentru renumele familiei lui, pentru averia familiei lui, nu era o afacere bună. Rețineți că de-a lungul acestor mesaje am tot spus că aceasta este într-un fel povestea noastră, este istoria noastră. Și aici este din nou reflectiv a ceea ce s-a întâmplat cu noi. Când Boaz o ia pe Rut de nevastă, știți ce se întâmplă absolut instant? Boaz merge și plătește toate datoriile lor. Și le răscumpără acest ogor. Nu doar acest ogor, le răscumpără numele, le răscumpără demnitatea, da? Și le achită toate datoriile. Și în acel moment, toată moștenirea lui, toate pământurile lui, toată averea lui, toată munca vieții lui, toată moștenirea lui devine și moștenirea ei. Pentru că ea este acum soția lui. Și toată moștenirea lui recurge la copiii ei. Da? În decizia lui Boaz să se căsătorească cu Rut, își asumă toată datoria ei și îi dăruiește toată averea ei, averea lui ei. Este povestea noastră. Fiecare dintre noi, care am fost răscumpărați de Domnul nostru Iisus Hristos, am beneficiat de o asemenea răscumpărare. Într-o clipă, din partea Domnului Iisus Hristos, am beneficiat de o iertare totală a tuturor datoriilor noastre. Într-o clipă, ni s-a dat o nouă identitate. Dintr-o dată ne-am găsit mireasa lui Hristos și toată averia Lui, toată moștenirea Lui a devenit moștenirea noastră. Am devenit împreună moștenitor cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și n-a făcut-o pentru că El avea un beneficiu sau pentru că noi puteam ca să-i oferim ceva, ci a făcut-o pentru că El ne-a iubit. Atât. La fel cum Boaz, omenește vorbind, nu avea un beneficiu de la Rut. Dar pentru că o iubea, în contrast cu acel alt răscumpărător care nu este dispus, face acest
sacrificiu pentru ea. De asemenea, mirele nostru a plătit datoria noastră la cruce și ne-a declarat iertați, ne-a luat sub aripile lui și ne-a răscumpărat și de acea clipă suntem împreună moștenitori cu el. Nu pentru că i-am oferit ceva, nu pentru că am putut ca să-i câștigăm dragostea cumva, ci pentru că pur și simplu el ne-a iubit. Boaz îl înștiințează pe acest om că el o va răscumpăra pe Rut. Martorii sunt toți de acord și binecuvântează această hotărâre și toată treaba se încheie între ei cu acest act oficial în care omul își ia papucul jos și îl dă lui Boaz. Da? Este un fel de parafet din ăsta notarial, oficial. Mi se pare un pic ineficient, dar așa era atunci. Dacă se negocia ceva, dacă era o problemă de a da pe o fată în căsătorie sau așa ceva, se întâlneau la poarta cetății și când se ajungea în fața martorilor la o înțelegere, se dădea pantoful jos, se dădea pantoful și gata, s-a făcut transferul. Da? Un pic ineficient pentru că imaginez că în Betleem erau foarte mulți bărbați care umblau doar cu un singur pantof sau doar cu o singură sandală. Da? Dar prin acest semn, el renunță la dreptul lui, el nu mai poate ca să ceară nimică de la Rut, nu mai poate să răscumpere acest pământ, nu mai poate să o ia de nevastă. Și Boaz este cel care acum are dreptul, legal vorbind, asupra lui Rut și cel care va achita datoria lui Rut și lui Naomi. Versetul 11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca pe Rahela și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel, arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Și ceea ce urmează, la orice final de poveste frumoasă, este nunta și copilul. Da? Așa se sfârșește orice film și orice roman. Vine nunta și după aia vine copilul. Se sfârșește acolo, că de obicei de acolo încep greutățile. Știi? După ce e nunta și copilul, după aia încep greutățile. Și de acolo se sfârșește ca să nu ajungem la greutăți. Da? Doar că în acest caz știm că ceea ce se petrece, această nuntă și acest copil, într-adevăr pentru Rut și Boaz și pentru Naomi sunt evenimente deosebit de importante, dar ele transcend importanța vieților acestor oameni. Ele sunt importante pentru noi. Pentru noi este important ca acest copil să fie născut. Haideți să citim din nou sfârșitul acestei cărți. Boaz a luat-o pe Rut, care i-a fost nevastă. Și el a intrat la ea, Domnul a făcut să zămizlească și ea a născut un fiu. Femeile i-au zis lui Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Este un compliment fenomenal, da? Avea fii în societatea antică era cea mai mare binecuvântare. Avea 7 fii este echivalentul cu a avea familia perfectă. Și ce zic aceste femei este nora ta Rut. Este o mai mare binecuvântare pentru tine din partea lui Dumnezeu decât a avea familia perfectă. Vedeți, Dumnezeu când restaurează total. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și i-a văzut de el. Vecinile i-au pus nume zicând, un fiu i s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Nu vi se pare straniu că după ce suntem ținuți în suspans în legătură cu Boaz și cu Rut, nunta acestora devine doar o notiță de subsol. Da? Boaz a luat-o pe Rut, care a fost nevasta lui. Atât. Asta este toată nunta. Dacă ar fi fost povestea noastră de dragoste, ar fi fost 4 capitole despre nuntă. Da? Mai ales dacă era scrisă de o femeie. Boaz a luat-o pe Rut, a fost într-o duminică dimineață, a fost la hotelul Briliant, culorile oficiale au fost roz și cu nu știu ce, da? Pentru că ăsta era evenimentul cel mai important. Dar înțelegem la sfârșitul cărții că evenimentul cel mai important este nașterea acestui copil, care face parte din linia aceasta neîntreruptă de urmași prin care vine Domnul nostru Iisus Hristos. Este important și Rut și Boaz, dar linia aceasta genealogică a Domnului Iisus Hristos este scopul cărții. Să înțelegem felul în care Dumnezeu a lucrat să aducă pe acest copil în existență, ca prin el să vină împăratul David și prin el să ajungem la Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea,
focalizarea este pe acest copil. De aceea femeile i-au zis lui Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Acum trebuie să privim cu atenție ce spun aceste femei, da? Că dacă trecem așa repede, nu ne dăm seama despre ce e vorba. Pentru că am tot vorbit de cel cu drept de răscumpărare și până în acest moment a fost Boaz. Fratele Sorin mă tot acuză de multe ori că nu înțeleg foarte bine dublu sens al limbajului în limba română. Măi, frate Mihai, există un dublu sens la, știi, când zic una, de exemplu, când faci o gafă și zic, măi, ești foarte tare, asta înseamnă că ești slab. Păi, frate, cum poți să fac o exegeză pe un asemenea text? Tu îmi zici că-s tare, eu te-am să înțeleg că-s slab. Nu înțeleg nimic. Și cred că problema e, de fapt, e cu românii, nu cu limba, dar cu românii. Că românii deseori spun una, dar de fapt înseamnă alta. Da? Dar dacă trecem așa cu vederea peste acest text, avem impresia că pur și simplu se finalizează această tematică despre Boaz răscumpărătorul. Dar nu asta se întâmplă. Boaz s-a încheiat povestea lui, da? Se discută aici acum despre copil. Și despre ceea ce urmează care să vină prin copil. Femeile acestea vorbesc după nuntă și după nașterea copilului. Și zic, femeile au zis lui Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și a cărui nume va fi lăudat în Israel. Întrebarea este despre ce bărbat cu drept de răscumpărare? A cărui nume va fi mare, este vorba aici. Dacă citiți cu atenție, veți vedea că este vorba de copilul născut. De fapt, de cel care are să vină prin copilul născut, da? Vecinele i-au pus numele zicând, un fiu s-a născut lui Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Și prin acesta, care este pe linia Domnului Iisus Hristos, vine Domnul Iisus Hristos, care este cel care are drept de răscumpărare asupra lui Naomi și asupra tuturor celor care au fost dat de Dumnezeu lui ca să îi răscumpere. La fel cum, în Geneza, avem acea proto-evanghelie, când Dumnezeu îi zice lui Eva, uite care este planul de răscumpărare. O avem o altă proto-evanghelie aici față de Naomi. Naomi, când ia acel copil în brațe, acum realizează și înțelege felul magnific în care a lucrat Dumnezeu. Și această promisiune, că prin acest copil va veni și el va avea un nume mare în Betleem și în Israel. Ea știe că are speranța răscumpărării. De asemenea, aici se află povestea noastră. Fiecare dintre noi am avut nevoie de un răscumpărător. Iar Dumnezeu l-a dat pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să fie răscumpărătorul nostru a tuturor celor ce se încred în El. Dar în providența lui Dumnezeu, noi nu avem un rol pasiv. La fel cum Dumnezeu s-a folosit de Naomi, la fel cum s-a folosit de Rut, la fel cum s-a folosit de Boaz și ei nici măcar nu aveau habar ce importanți sunt în planul lui Dumnezeu și ce lucruri mari lucrează Dumnezeu prin ei. Ei luau decizii, ai spune că de capul lor. La fel cum s-a folosit de acești oameni, la fel cum s-a folosit de Obed și de David, ca să-și ducă planul la bun sfârșit, El se folosește și de noi astăzi și să conducă istoria la finalul rânduit de El. El este în control peste toate aspectele din viața noastră, ca să aducă răscumpărare celor pierduți, ca să lucreze prin viețile noastre, să fim instrumente spre răscumpărarea celor care sunt al lui Dumnezeu. Asta este scopul vieții tale și ăsta este scopul vieții mele, să fiu un instrument în mâna unui Dumnezeu suveran, care îmi rânduiește viața spre binele meu și spre gloria Lui, lucrând prin mine, răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos și lucrând prin tine, răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă ești a Lui, este cea mai fericită veste. Că viața ta, că soarta ta, că toate lucrurile, de la cele mai mărunte la cele mai mari, sunt în mâna și în controlul acestui Dumnezeu suveran și iubitor. Și dacă nu ești, este vestea cea mai înfricoșitoare și cea mai mare teroare pentru tine. Să știi că n-ai unde scăpa.
de un asemenea Dumnezeu, care este în control peste absolut tot. Dumnezeu să îndure de noi, de fiecare dintre noi, de familiile noastre, de toți cei care nu-L cunosc și să lucreze prin noi în viețile lor, să producă răscumpărare și mântuire. Amin.